Cel mai amplu și mai important proiect dintre cele patru aprobate la Ministerul Dezvoltării este cel de introducere a rețelei de apă potabilă și canalizare. Pentru aceasta s-au aprobat 18.900.000 de lei. Alte proiecte au primit finanțare și vor fi implementate începând de anul viitor. Grădință cu program normal 2.700.000, dispensar medical 1.400.000 și continuare de lucrări la atelierele mecanice ale Geotehnul 600.000. Chiar dacă finanțarea proiectelor a fost aprobată, drumul până la începerea propriu-zisă a lucrărilor este lung. Administrația locală mai are de făcut câțiva pași importanți până la implementare. Suntem în faza de documentații privind situația economico-financiară a investiției, ridicări topo, avizele topo, cadastrele și hotărârea de consiliu local privind însușirea indicatorilor tehnico-economici, urmând ca acestea să le depunem în format material și electronic la Ministerul Dezvoltării, iar etapa imediat următoare este semnarea contractului propriu-zis de finanțare. După finalizarea demersurilor birocratice, vor începe și lucrările propriu-zise. Primăria Comunei Băleni a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale 5 proiecte, însă cel legat de reabilitarea unor drumuri nu a fost aprobat.